Mulțumesc frumos, domnul general de stat major. Îmi spun chinezul pentru că eu am blogul chinezul.eu și pe mine altfel mă cheamă Cristian China Birta. No? Acum înțelegeți și voi cât e de ușor să promovezi un brand precum chinezul decât un nume ca al meu. Adică e mai ușor cu chinezul, da? Și mai... vreau să, înainte de a vă zice ce am făcut noi aici, vreau să zic concluziile mele personale după isprava asta făcută împreună cu Ecorom. În primul rând, am devenit fan al companiei și nu-i puțin lucru când zic asta, că eu sunt un tip rău și complicat și ciudat, așa? Dar când vezi o companie care face așa ceva, n-ai cum să nu devii fanul ei și să mergi să sprijin tot ce face. Pentru că e o companie care face ceva, nu care stă și se uită, zice, românii să colecteze, du-te mă de aici, asta e o prostie, n-ai mă nicio șansă să faci așa ceva. Deci eu când au așa ceva, eu era zic ceva urât, eu mă ridic și plec. Și nu mai ai ce discuta. Oamenii ăștia fac ceva și fac extraordinar de bine. Acum, șefa, așa. Șefa cu butoanele. Ne-am gândit când am Gabi și Loreta, după aia, hai să povestim ce facem cu blogosfera. Băi, zic, blogosfera asta e mai ciudățică așa, adică noi trebuie să-i prinzi așa din corazon, să-i agăți cumva. Mă, ce să facem, ce să facem, ne-am gândit. Și am lansat comandamentul național pentru colectarea selectivă 2.0. Adică, cred că din ăștia pe care îi vedeți membrii ăia și care au acceptat să facă parte, unul singur a făcut armata. Dar noi eram în comandament, adică toți ne-am dat funcție, eram general, ne distram pe acolo. Extraordinară reacția lor, că au zis foarte tare toți cei pe care îi vedeți și care sunt niște lume faine. Adică o combinație de oameni din offline, de branduri mari, cu ăștia noi mai mitite ei din o blogosferă, foarte frumos. Toți au reacționat foarte bine la ce am făcut noi și au comunicat foarte bine inițiativa. Pasul 2, normal să facem comandamentele județene de colectare selectivă. Aici a fost o surpriză. Eu știu, adică prin Blogul Initiative, agenția pe care o am împreună cu Tarșu Vlad Dulea aici de față, știm cât e de greu să convingi un blogger să scrie despre ceva, mai ales când e vorba de un brand, de o chestie mai așa... Colectarea asta selectivă e foarte mișto în principiu, dar când o iei la bani mărunți, e complicată rău, ca dracu de rău, de complicată. Și am avut surpriza că în prima săptămână să avem 60 de blogger care au zis, frate, gata, ne băgăm. Și atunci eu am început să trag niște concluzii și am zis, bă, foarte bună asta cu corazonul. N-am dat niciun leu bloggerilor. Erau niște premii care sunt foarte mișto, vedeți-le și voi astea, așa, și nu știu ce trusă de picnic, foarte faine premiile. Dar erau niște promoționale pe care le aveau, nu erau făcute special pentru bloggeri, hai luați să scrieți, băi, tovarăși. Da, deci acum în momentul ăsta avem vreo 100 de bloggeri. Cred că astăzi am mai primit două mail-uri, că mergem acum în continuare cu noua campanie Laboratorul Verde al Reciclării. Și cred că am mai primit două mail-uri, avem undeva la 100 de bloggeri înscriși în comentamentele astea, care e foarte important. Rezultatele sunt astea, sunt foarte bune din toate punctele de vedere. Vorbim totuși de un brand care face ceva în zona asta, sunt foarte bune, dar cu ce am rămas noi și brandul pe zona de blogosferă. În primul rând, înainte nu se știa nimic despre Ecorom. Vorbeai cu bloggerii, nu știu ce, ăștia să ia de stat și de aia, deci întrebări de astea, știi? Din momentul ăsta, uite la bulletul 2, care e extraordinar de important. Dacă am învățat eu ceva în cei 6 ani de în care stau în social media, că social media asta are un nas, nu știu cum să-l explic, și te simte imediat dacă nu ești de-al nostru. Tu trebuie să fii de-al nostru. Uite și Oana, care e blogăriță nouă, da? Fostă jurnalistă, putea să facă jurnalist până ninge. Când și-a făcut blogul? Oana noastră. Deci e o chestie, brandul ăsta, din momentul ăsta, e al nostru. E foarte, foarte important. Și recomand foarte tare să mergem pe cele două buleturi, în continuare. Nevoia blogului de a face parte din ceva mai mare. Foarte important. Foarte, foarte important. Și setea de informații. Eu am învățat enorm de mult din campania asta. Eu, care sunt tip deștept, cultivat, da? Habar n-aveam ce înseamnă că adevărat colectare selectivă. Habar n-aveam că nu poți să arunca plastice murdare acolo. Habar n-aveam că avem un prieten mache, să lăuda el, care nu știe ce dispozitiv. Cum îi zice Gabi la ăla? Care presa... Presează. Peturile și eram, mamă, facem de alea, promovăm alea și Gabi zice, nu prea bine, că strici compoziția chimică. Deci eu credeam că știu, nu știu nimic. Și abia acum încep să învăț cu adevărat. Setea de informații corecte, că mulți ziceau, a, așa e cu asta, mă? Nu știe lumea ce e cu adevărat. Și cred că e ultimul, așa. Asta cu mulțumirile, m-am pus și eu acolo. Știi că eu funcționez pe principiu, nu te laudă nimeni altcineva, așa că... Dar chiar mulțumesc foarte, foarte tare celor de la Ecorom. Și de ce? Pentru că îți deschizi la cap.
poți să zic și mai politicos și mai din manuale, dar nu. Pentru că îți deschiși la cap. Un brand foarte deschis la cap, un subiect pe care nu ai cum să-l promovezi dacă nu ești deschis la cap. Eu atât am vrut să zic, mulțumesc.